Cei care s-au născut în Zodia Berbecului vor avea între 28 și 30 ianuarie dimineața o perioadă dedicată problemelor financiare. Să observe ce se întâmplă pe piața liberă a muncii, a finanțelor, a schimburilor, a beneficiilor. Ca să știe pe ce situație se află în prezent, cum evoluează aceasta și ce ar trebui să facă nu știu dacă pot să ia prea multe decizii în această perioadă. Ce însă observ sigur pe hârtie este disfuncția care apare între această problemă a celor născuți în berbec și dificila lor ipostață față de prieteni. Nu-i sfătuiesc să discute problemele bănești cu prietenii. Aceia poate că nu sunt deloc interesați de această temă și sunt superficiali. Alții au idei confuze sau informații eronate. Și, în sfârșit, mai e și a treia direcție, mai ticăloasă, nu sunt de bună credință și pot să îi și manipuleze, în așa fel încât, la un moment dat, ei să aibă un câștig. Deci din aceste trei principale motive, mai sunt și altele secundare, este bine ca problemele personale, salariale, financiare, materiale, patrimoniale să nu fie abordate cu prietenii, mai ales începând cu 3 februarie. Între 30 ianuarie, după ora 10 și jumătate și seara zilei de 1 februarie, sectorul comunicării e destul de bine aspectat, vor simți nevoia să comunice, să nu rămână singur, să se afle mereu în preajma cuiva sau să se integreze într-un grup, unde se vorbește, se discută, se comentează, se râde, se face schimb de informații. Posibilitate pentru unii, în funcție și de vocația profesională, de a se afla în niște contexte oficiale, ședințe, consultări. Nu i vorba de un nivel foarte sus, ci de o activitate curentă, comună, unde se pun pe masă niște documente, se discută o situație, se analizează, se fac propuneri, se iau decizii. Cel născut în Zodia Verbecului se implică, spune și el ce trebuie spus. Există o, o mică doză de combativitate. S-ar putea ca cel născut în Zodia Verbecului să fie mai imperativ, mai insistent, mai exigent, mai... Spectaculos în dorința lui de a convinge și impresiona atunci când va susține o cauză, un interes sau o soluție. Dar nu neapărat ca să se afirme el ca persoană, ci din vanitatea, din orgoliu că ideea lui e cea mai bună. Poate că este. Între 1 februarie, după ora 22 și 3 februarie, mecanisme astrale care privesc casa a patra. Până aici lucrurile nu sunt uh, ieșite din comun. Luna se va afla în tranzit prin Zodia Racului, va face opoziții cu Mercur și cu Pluton, va face quadraturi cu Jupiter și cu Chiron și va reînnoi micile disfuncții care poate s-au născut într-o familie. Nu e obligatoriu, dar Având în vedere durata acestor aspecte, înclin să cred că aproape în toate familiile câte ceva neplăcut s-a produs, s-a strecurat și nu s-a consumat. Încă rămâne așa ca un rezidu afectiv să le permită acestora rememorări și inventarieri. Ce a zis, ce a făcut, ce a simțit atunci, să țină cont de niște, nu știu, observații, atitudini cu care s-a confruntat la un moment dat și care acum se pot repeta. Deci niște trăiri, niște reticențe, dar și niște enervări pe ideea că nu poate să treacă de un prag, nu poate să depășească o etapă. Altfel, avem de a face cu o stare bună interioară, mai ales pentru femei, care au un accentuat chef de schimbare vor să se înfrumusețeze din punct de vedere exterior. Să-și schimbe culoarea părului, să schimbe tunsoarea, să meargă la cosmetică, să schimbe stilul vestimentației. Nu spun să-și cumpere lucruri scumpe, ci să abordeze o altă direcție care au ele impresia că le reprezintă mai bine și le pun personalitatea în evidență într-un mod mai coerent, mai explicit decât felul în care se îmbrăcau până acum. Parcă nu erau ele însele. Și atunci caută să schimbe garderoba, probabil că o vor și face, depinde și de câți bani au chef să cheltuiască. Este un moment în care această dorință răspunde și unei nevoi de transformare, dar și unei nevoi de apropiere de sine. Să se simtă mai bine în un anume tip de îmbrăcăminte care să le fie o prelungire a gândurilor și personalității lor a trăirilor și sentimentelor a stilului de viață să fie ca un fel de concluzie și lumea văzându-le să-și dea seama cu cine au de-a face și despre ce este vorba și evident vor dori să impresioneze